Sărbătorile speciale întotdeauna adună alături oameni dragi, momente unice, irepetabile, cu profundă încărcătură emoțională. În asemenea momente, răsfață pe cei dragi, cerându-ți amintiri care să-ți rămână gravate în suflet la nesfârșit. Bună seara! Bună seara! Poate că ați luat dumneavoastră! Da! Da! Nu știu cum. Eu mă îndrăznit să mă acompania surpriză de la cei dragi. Cineva în această seară, prin intermediul nostru, a putut să o facă această seară mai deosebită, dimineat, un pic mai dulce, multe lacrimi de bucurie. Cum credeți? Cine a sigur să fie astăzi alături de tine, să te strângă brațe, să-ți pui sângerul la mulți ani? Și avem și nuță, să spui știu poate are tot. Și așa e nuță alături de noi. Dar tot? Precis, nu știu. Bine, care acest autor vă doresc multă sănătate, fericire, dragoste, să fiți așa tânără, să fiți persoanele cele mai dragi alături de dumneavoastră, să fiți umăr soțului, copiilor, de ajutor tot timpul, tot din de lume va aparține doar dumneavoastră. Și orice vis dimineața să devină realitate. Și sincerul, e la mulți ani pentru dumneavoastră în această seară. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, o liniasea să trăiască, la mulți ani trăiască. Tinu sau liniasea să trăiască, la mulți ani trăiască. Olesa, fii sănătoasă, la mulți ani tot bine de lume. Am un chef de flori special pentru dumneavoastră, cum sunt aceste flori, frumoase, mirositoare, așa să fii mereu, cu zâmbetul de buze și tânără mereu pentru această persoană care s-a făcut această surpriză pentru tine. Și am un coș tot special pentru tine. Așa. Și care a zis, tu nu știi totuși cine ți-a făcut această surpriză, îmi s-a scris câteva cuvinte special pentru tine. Scumpa și mult stimată noastră tine, permite-ne de a sfârși astăzi dragul casei tale, cu gândul și cu inima, aducând toate aceste flori și cele mai sincere gânduri ale noastre de bine, împreună cu rările de prosperitate și multă sănătate. În viața noastră am avut mare noroc să cununăm trei fiini. Fiind foarte dragi și scumpi pentru noi, astăzi de sărbătoare, e ziua ta, fiină dragă, ești atât de minunată și încântătoare. E frumoasă zi în care adună cu luna vieții încă un an reușit, împletind în ele realizări și atâta pozitiv în jur. Noi te iubim enorm de mult și ceea ce am dorit să-ți spunem e că viața e frumoasă, dacă știi să culegi din ea doar ceea ce te face fericită. Viața e un dar prețios de care trebuie să ne bucurăm în fiecare zi. Ești o soție grijulie, o mică minunată și desigur o fiină apreciată. În această zi, noi dorim ca niciodată să nu renunți la visele tale, să fii plină de viață și să mergi doar înainte spre succes și noi realizări. Fiecare succes al tău este un motiv de bucurie pentru noi și noi ne dorim ca astfel de motive să apară cât mai des. Să crezi în forțele tale, să fii încrezut în fiecare pas pe care îl faci pentru că mereu alături sunt nașii tăi. Să fii sănătoasă, să fii iubită și să iubești. Noi îți dorim mereu la fericire în zilele simple și de sărbători. Mereu ești plină doar de bunătate, ai un suflet tandru și sfios, dar lucrurile bune faci și le reușești pe toate. Dar să știi că că ești un om de cinste și desigur un prieten credincios. La mulți ani, vă iubim dincolo de cuvinte, la infinit. Ne dorim să ne fiți alături ca o familie mare, e deosebită și aproape sufletului nostru. Cu drag, noi te cuprindem și îți spunem la mulți ani ai tăi naști, Sergiu și Lăcrămioara. La mulți ani! Să fii sănătoasă! Iar acum, Olesia, ce îi spui nașilor tăi care s-au făcut această seară atât de minunată, o surpriză atât de plăcută? Vreau să le mulțumesc frumos din suflet pentru toată truda care a depusă pentru mine în ziua de astăzi. Și ne este dor de tânși și așteptăm acasă. Iubim foarte mult. Așa. Știu, ai colesea. Îmi e tine, ca în fiecare zi ai grijă de tine, te ură ca pe o floare. Soțul, eu, soțul. El de afară spune, Victor, vreau greu, mai decât să o vină ce eu. Nu mai am doar cu mine. Dar vreau să mă spune, dumneavoastră. Soțul, ce spui aceste minunate flori? Uite, de-a flori, e mai mare floare. Da? Te iubesc foarte mult. Are grijă de noi, de copii, de fii sănătoasă, mulți ani. Bună, mulți ani! Nu știu când de acolo ai debutat de acolo. Nu trii. Auzi, dar nu-i din unde de acolo. Și aici înțeleg, mai ies și în soară, da?
Sora, ce spui aceste minunate sânge din corpul tău? Îi spun, o fiu și sora mea, și bă sănătoasă, mulți ani înainte, are copii frumoși. Ce-ți dorești din viață, aceea să-i se împlinească. La mulți ani, pentru de-a dat, la mulți ani. Așa văd ticele tale, da? Ce spune? Ce-i spuneți mamii? La mulți ani să fii bă sănătoasă, să se trăiască un cât de ani. Deci, bază, nepoții și trebuie. La mulți ani! Dar și tu, ce îi spui, mami? Îi spun mulți ani, trebuie. Mulți ani să trăiesc înainte, să fie tot sănătoasă, să știi bucurile de zi, să te trăiesc tot zi. Păi mulți ani, la mulți ani! Hai de-mi facem eu pe mama! Și acolo mama, da? Și nu, ea nu am mai. Cine o lese acolo? Da, mama. Mama, ce îi spui aceste minunate persoane? Că ai putut să care urmează dat viavole. Da, eu lui fiica mea, Olese, îi doresc mulți ani înainte și să fie cu sănătoasă, să trăiască copiii, să le înghețe, să le căsătorească. A fost spus, dar vreau să ne pudăm. Da, asta. La mulți ani este. Și cu sănătoasă. La mulți ani. Cine acolo? Tata? Hai ce spune tata. Îi doresc sănătate la amândoi și la copiii. Să aibă grijă, să-i învețe și să ajungă să crească și nepoți, stranepoți și de sănătos. Tradițional, la mulți ani pentru tine, la mulți ani! Dacă m-a fi părit, am zis că de mine. Doresc fi de sănătos, să aibă o familie fericită, casă de piatră, ce-mi doresc mie, îmi doresc. La mulți ani! La mulți ani! Doresc că ai dat la mulți ani? Și acolo îi transmitem o salutare și îți mulțumesc pentru surpriza care ți-a făcut. Mulțumim frumos! Așa, îmi arătăm o salutare. Să fie acasă cât mai urgent. Te așteptăm cu mare drag. Cei dragi începe din suflet, acolo în dragostea pentru frumos selectează atent și cu grijă emoțiile care ar trebui să ajungă la destinatar. După puțină magie, cu ajutorul nostru, la tine ajung trăirile perfecte a pasiunii pentru frumos.